Bună și bine ați venit în familia noastră! Așa cum ați văzut din titlul filmulețului de astăzi, am un haul de haine, pentru că acum la sfârșit de an am prins foarte multe reduceri, au fost reduceri și chiar aveam nevoie. Am colindat puțin magazinele și vreau să vă arăt cu ce am venit acasă. Câteva haine sunt pentru mine, pentru Alex, dar cele mai multe sunt pentru Emmy. Pentru că ea crește cel mai mult, cel mai repede și îi rămân mici, au rămas mici repede cele de astă vară și ne-am gândit să profităm de reduceri, eu m-am gândit. Prima dată pentru mine mi-am cumpărat o coroniță din aceasta, am văzut la mama, mama poartă foarte mult și nu știu, acolo când am fost în magazin am văzut-o așa simpatică, cât am zis, bă, hai să o iau, eu zic că... Mi-a plăcut și culoarea, mi-a plăcut și modelul așa, gen retro și am să mai schimb și așa cu afiura, deși nu suport să-mi las părul pe spate, că atunci când o alăptez pe Emmy, îi vine în ochi, îmi cade, mă încurcă, dar am zis, na, pentru filmulețe merge. Apoi mi-am cumpărat și această bluziță, n-are rost să vă spun că m-a nebunit culoarea, mânecile sunt 3 sferturi, ca să se vadă. Mânecile sunt 3 sferturi și ea este lunguță. Stați să găsesc, bineînțeles că nu găsesc. Acolo pe fundal se văd niște pachete pe care trebuie să le returnez. Această hainele pe care o să vi le arăt acum le-am cumpărat de la Taco pentru că aveau 50% reducere de la hainele deja reduse. Bentița mea, coronița asta, era 3,99, redusă 2,99, cu 50% reducere 1,50 €. Am zis, hai că nu e mult și e ok. Mi-a plăcut, mi-a așa în magazin, am zis, hai să o luăm, să mai schimbăm. Cât despre bluziță, am pe undeva, am dat de, la spatele meu. Bluzița, am zis să nu-i dau eticheta jos, că poate nu o să o păstrez, dar o să o păstrez pentru că îmi place foarte mult materialul. Și... ca și preț, bluzița era original 9,99, au redus-o la 1,99, iar eu am luat-o cu 50% reducere, deci 1 € m-a costat bluzița asta, așa că am luat-o neapărat, mi-a plăcut foarte mult și culoarea și este un material fain, comodă, doar că trebuie să o spăl. Eu am luat-o acum pe mine ca să o probez și am zis hai să o păstrăm, că se vede frumos la cameră galbenul ăsta. Tot pentru mine mi-am luat și un tricou. Mi-a plăcut scrisul. Aici scrie lista mea cu ce am de făcut. Să lucrez ca William, să iubesc ca și Kate, să mă joc ca Harry și să mă îmbrac ca Meghan. Într-o zi. Dar este cam transparentă bluzița asta. Acum am văzut acasă, ia uitați, se vede tot prin ea. Și nu știu la vară ce o să fac, am zis eu că o portă. Mi-a plăcut că este foarte decoltată și așa că pot să o alăptez pe Emmy. Cel mai probabil o să o port cu un maieu pe dedesubt, că na, altfel nu se poate. Dar este și un pic mai lunguță, merge și cu strecer, am să zic, na, dacă eu am crescut cu streci. Cu leggings, așa. Și bluzița asta, tricoul ăsta a fost 7,99, redus la 1,99, cu 50% reducere 1 € m-a costat. La fel mi-am cumpărat încă o bluziță pe care acum am vrut să o iau pe mine și am văzut că e ruptă și vreau să o duc înapoi. Aceasta este. Tot la fel m-am gândit la alăptat, că e ok pentru că este decoltat aici, dar nu știu. Mi-a plăcut că este foarte lungă la spate, merge cu, este model din acela lung la spate și merge cu leggings, dar acum am văzut că e ruptă asta, să vedem unde, și cred că o să o duc înapoi. Aici are un defect, poate că se observă așa la cameră și nu e chiar ruptă de tot, dar se vede urât pentru că nu au cusut-o bine. Așa e când faci hainele industriale, se vede aici că e ridicat așa în sus și nu știu, mie că se și vede cusătura așa, nu știu ce să spun, poate că e de ajuns doar să tai surplusul ăsta de ață. Da, ce să mai, că bluza era 9,99, redusă la 2,99 și am luat-o cu 1,50 €. Poate o să o păstrez. Îmi place foarte mult că jos este mai lungă decât în spate, e mai lungă decât în față și merge perfect cu leggings. De asta mi-am și luat-o.
Ah, mă mai gândesc, o probez. Întâi că nici n-am luat-o pe mine când am văzut-o așa. Apoi mi-am luat o pereche de pantaloni de pijamale sau de casă, pentru că pentru mine e același lucru. Ăștia erau 9,99, redus la 6,99, deci eu i-am plătit 3,50 €. Da, sunt pantaloni normali de pijama sau de stat în casă. Pentru mine e același lucru, după cum v-am spus, că eu cu pantalonii cu ăștia pot să stau și prin casă. La fel mi-am mai luat încă o pereche și așa, gri cu steluțe. Sper că se vede cât de cât ok la cameră. Mă scuzați că mi-au căzut două unghii, trebuie să mă duc să mi le fac. Ăștia tot 9,99, reduși la 6,99, plătiți la jumătate. Asta înseamnă 3,50 €. Mamă, dar și ăștia sunt așa de transparenți, mi se vede fundul prin ei. Noroc că dorm cu ei în casă, nu plec nicăieri. Maxim, maxim, dacă stă în criză de timp, ajung până la grădiniță, că am mai plecat odată în pantaloni. Nu erau chiar de pijama, semănau așa, dar erau jogging, să zicem, așa am plecat cum eram, că n-am avut timp. Ca și pentru Cornel, ca să nu se supere, i-am luat și lui o pereche de pantaloni, tot așa de training, dar au un material foarte frumos, ca niște valuri așa pe ei, nu sunt drepți, au niște valuri. Foarte mult mi-a plăcut materialul, erau 20 €, i-a redus la 15 și eu i-am plătit 7,50 €. Și am zis că vine primăvara, acum mai purtăm, mai mergem la grădină să aibă și el așa de rezervă. Următorul este Alex, ca și cantitate. I-am cumpărat acești papucei de casă. Erau 6,99, reduci 4,99, deci am plătit 2,50 €. Cu Lego 27,30, deci în teorie o să-i mai vină puțin și la anul, cine știe. Dar se poate pe aici prin casă, sunt flaușați așa. Și m-am gândit că o să-i facă plăcere, că trebuia să-i cumpăr și lui ceva. Nu are nevoie de nimic, are un șifonier plin de haine, dar rămânea dezamăgit dacă vedea că am cumpărat la toată lumea și lui nu, așa că i-am cumpărat. Apoi, următoarea bluziță este aceasta pentru Alex. Am găsit o măsura 116. Ia uitați, așa este un cățel și așa este alt cățel. I-a plăcut foarte mult, abia așteaptă să o spăl și să-i o dau la grădiniță. Este subțirică, modelul ăsta, materialul ăsta merge la noi în Germania toată vara, tot anul, că vara nu este chiar atât de cald, așa că o să o poarte, deși el 116, cam gata cu 116, mai mult 120 am început să-i dăm, 122. La fel ca pijamaua, această pijama am găsit-o din, dar nu v-am zis prețurile, așa-i? La bluză, bluza era, nu știu că, bluza era 10 €, au redus-o la 7, deci a costat 3,50 €. Iar această pijama cu minioni, Alex este îndrăgostit de minioni și scrie aici în față Bello, nu puteam să nu-i o iau, că are el o expresie, ciao Bella, tu sei Bella come una banana, nu știu, ceva de genul s-a auzit el acolo în filmele de la minioni și într-una zice. Asta am luat-o de la CNA, că m-am dus pe acolo, anunțaseră ei reduceri de 50% de la cele deja reduse, deja mă vedeam ieșind de acolo cu 3 sacoșe de haine, de unde? Că nu aveau nici, aveau câteva haine cu 30% reducere, foarte puțin, așa că nu am cumpărat mare lucru, i-am cumpărat această pijama, în mod normal, era 20 € și ei au redus-o la 10 €, și am luat-o, deci am luat-o cu 10 € și... Eu zic că se merită, am luat-o 122, nu știu cât o să-i mai vină, o să o purtăm acum că încă e zăpadă afară la noi, e ok, dar este din material dintr-o la așa plușat, catifea gen. Și cam asta este partea lui Alex. Acum să începem la partea Emiliei, am fost și la Daihuan și i-am luat și de încălțat, așa că o să vi le arăt în curând. De la CNA i-am găsit acest set de pijamăluțe, nu prea îmi plac ca o picior, mie îmi place cu piciorul gol pentru ea. Ăsta este, sunt 3 bucăți, modelul ăsta așa, apoi modelul ăsta așa, cu dungi, este gri cu dungi, și modelul ăsta așa cu galben. Nu sunt cu fermoar, că eu le urăsc pe alea cu fermoar. Sunt cu capse, sunt legere, i-am luat măsura 86,
în magazin mi s-au părut mari, dar nu sunt. Că ăștia de la CNA mi se par că sunt mai mici hainele decât măsură. Dacă ei scriu 86, se potrivesc, de exemplu, la 80. Eu așa am avut experiența cu ei și când am mai cumpărat hăinuțe pentru prietenii noștri, la fel, am luat mărimea exactă cum mi-a zis. Erau mai mici și așa că m-am învățat la ei, iau cu o mărime mai mare. Și deja aici la mâneci, mie mi se pare că este perfectă la mâneci. În lungime mi se părea lungă, dar eu zic că sunt ok. Și pijamaluțele pentru Emmy au fost 14 euro 3 bucăți. Mi s-a părut ok, le-am luat. L-a auzit pe Alex pe fundal cum vorbește cu Alexa. Apoi de la Taco pentru Emmy am găsit așa, acest set de 2 pantalonași. Ia uitați ce frumoși sunt ăștia, mi-au plăcut foarte mult. Măsura 86, costau 7,99, i-au redus la 5,99, așa că eu am luat cu 3 euro. 3 euro, 2 perechi de pantaloni, înseamnă 1,50 euro perechea, foarte bun mi se pare prețul, pentru că eu cumpăram de obicei de pe eBay Kleinanzeigen, este un site unde lumea vinde second hand, cum este și în România, cum îi spune în România, OLX. Și m-am uitat la un pachet de haine, pentru că eu așa cumpăram pentru Emmy, un pachet de haine cu de toate. În afară de faptul că erau mulți blugi, iar eu blugi nu îi dau, nu mi se par comozi pentru ea, mai ales că se apleacă, o strâng la burtă, o țin, nu mi se par. E pantalon de training, e cel mai ok și Alex la fel, nu prea îl îmbracă în blugi, să se poată juca, să se poată mișca în libertate. Aveau și multe chestii care nu îmi trebuiau și nu le foloseam și costumașele erau, de exemplu, 5 euro un costumaș. Pe atâta îl iau și nou la reducere, așa că și pantalonii erau 1,02 euro folosiți, așa că am dat 1,50 euro nou, normal. Iarăși am mai luat o pereche, un set, aceștia sunt foarte frumoși și ăștia mai simpli așa. Acest set, tot în măsura 86, am luat, costa 10 euro, i-au redus la 8, iar eu am plătit 4, deci 2 euro perechea de pantaloni. Ăștia sunt flaușați pe dinăuntru, iar ăștia nu, ăștia sunt de casă, simpli, normali. Și am zis să aibă și o pereche măcar de bun, să ieșim pe undeva, că ea acum cum vrea să mănânce singură, se face, toate hainele le strică și are vreo 2-3 pe care nu le dau decât afară, că da, să nu ne facem de râs, măcar la doctor, acolo să am și o bluză, o haină bună, știți cum e, când ești la doctor, îți iei chiloții aia buni, așa și noi. Următoarea este o bluziță, la bluziță am găsit foarte puține, nu aveau, bluzița asta este măsura 86, costa 3 euro, redusă la 2 și eu am plătit-o 1 euro, aș fi luat mult mai multe, dar nu aveau, chiar și asta am găsit-o ultima, mărimea ei. Următoarea este o căciuliță, tot la fel cu testea cu paiete, dar căciulița este subțirică, nu are blană, noi avem acum vreo 2-3 cu blană înăuntru, asta m-am gândit pentru la primăvară și căciulița costa 5 euro, redusă la 4 și eu am plătit-o 2. Dar cred că e ok, nu știu aici ce are, zici că e un iepuraș de Crăciun, lasă că merge, zici că e un iepuraș de Crăciun, auzi, de Paște. Doamne, vedeți dacă mă grăbesc, ca iar încurc, asta îmi rămâne de poveste, că iar încurc cimbru cu dafinul și iepurașul de Crăciun. Asta este, cu zici că este un iepuraș de Paște, deci asta o să meargă și la primăvară, de asta am și cumpărat-o. Apoi am cumpărat un set de șosetuțe, acestea sunt mai grosuțe de dat prin casă, pentru că dacă îi le dau în picioare nu-i mai în cap apuceii. Sunt măsura 18-22, îi vin, costau 4, reduse la 3 și am plătit 1,50 euro, asta înseamnă 1,50 euro 3 perechi de șosete. Foarte bun prețul și sunt șosete dintre ele așa groase, flaușate. Acum să trecem la încălțăminte. Mă scuzați că m-am grăbit, mi-ați spus de atâtea ori că mă tot grăbesc, mă tot grăbesc. Vă zic sincer, este ora 5 fără 3 minute și trebuie să mă pot să gătesc cina și asta mi-a doar o oră. Până termin de gătit, până mâncăm se face 7, până ne spălăm, până ne pregătim de somn se face 8 și la 8 noi ne culcăm. Așa că nu, eu nu am timp. Sunt tot timpul pe fugă, tot timpul, nu știu cum fac alții, au copiii mai mari, probabil aștept și eu când o să fie vremea mea să mă bucur. Apoi am fost la Deichmann să îi caut de încălțat, pentru că
ce am acum nu îi mai încape așa de lejer în picior și am zis, păi, hai să-i luăm ceva nou. Am găsit această pereche de cizmulițe de la Elefant. Am încredere în firma asta, mi se pare ok, dar nu vrea să focalizeze, așa-i? Aici, la Elefant. Ele costau 50 de euro și aveau 50% reducere. Mi-a plăcut foarte mult că sunt model papucel, sunt ok, sunt flexibile, iar înăuntru aveau blăniță. Într-o parte au fermoar ca să intre ușor în picior, pentru că se știe cum e acum cu ei. Ei nu întăresc piciorul atunci când bagă ca să poată să alunece piciorul. Și am învățat-o, ea mă vede că eu când o încalc fac și face și ea. Da, cred că strânge din buci, că din picior nu împinge. Iar aici în față se desface din buța asta așa și îi intră foarte lejer astea. Am luat mărimea 20. Acum cu șosetele astea și astea îi sunt perfect. Și mă gândesc că pot să le mai dau și prin parc, chiar și prin aprilie, martie-aprilie, pentru că aici la noi este frig în continuare. Și e ok. Următoarea pereche la care m-am gândit, eu i-am luat două perechi, am zis ca să le probăm și aleg una și o să duc înapoi cea pe care nu o ținem. Și mi-au zis la magazin perfect, cu bon mi le ia înapoi. A doua pereche este aceasta, un nou name de la Cortina, scrie pe ea, nu știu, n-am mai auzit. Ele costă 23 de euro. Mărimea tot 20 și se prezintă așa. Astea sunt cizmulițe. Sunt îmblănite. Problema este că îi intră foarte greu piciorul în ele și mă chinui. Deci eu dimineața când trebuie să fiu la grădiniță la 8 și jumătate maxim, că nu ne mai primește și știu că e 8 și un sfert și n-am ieșit pe ușă, nu pot să mai pierd și 10 minute să o încalț. Și nu mai pot să o iau fără papuci, până acum o băgam în sistem așa și hai, nu mai pot pentru că este foarte, foarte ger afară. Și nu le-am încercat, am încercat să le băgăm, nu îi intră în picior și nici nu vreau să mă chinui dimineața. Plus că doamna de la magazin mi-a zis, astea nu au nicio membrană, nimic, dacă vrei să le impermeabilizăm, să le dea cu ceva, e acolo o mașină, le bagă în mașina aia, nu știu ce le dă pe deasupra sau pe dedesubt, pe unde, nu știu cum, și nu mai intră apă și frig, cred. Și am zis, nu, deocamdată nu, că nu știu pe care o să le păstrăm și într-adevăr am făcut bine pentru că nu le ținem. O să le ținem pe cele mai calitative. Astea sunt mai calitative, sunt mai versatile, îi intră frumos în picior. Ce să mai, na, e altă firmă și-s gândite un pic mai bine, de asta mă bucur. Asta, mi-a omorât piciorul. Acum, cu mormanul de haine lângă mine, o să mă pun să le dau etichetele, să le pot pune la spălat, să le purtăm, că nu putem să le purtăm așa. Sunt foarte mulțumită de cumpărături, deși mi-aș fi dorit mult mai multe. Dacă aș fi fost după mine, mi-ajungea mormanul până aici. Prețurile pe care le-am găsit sunt ok, adică 25 de euro o pereche de cizmulițe care se țină, na, o ține un sezon, nu mi se par mult, sunt și de firmă, foarte fain. La CNA mi s-a părut cam scump, dar asta e, am profitat și oricum și acolo de reduceri, mai vreau body-uri, dar nu am găsit mărimea ei, deci 86 pur și simplu nu erau și 92 sunt mari pentru că am deja de la Alex și nu merg. 24 de euro am plătit la CNA pe două bucăți, pijamăluțele lui Alex și pijamăluțele Emiliei. Iar la Taco, nu pot să vă arăt bonul pentru că am mai cumpărat niște hăinuțe și pentru prietena mea să îi le dau cadou. Alea nici nu erau la reducere, așa că nu se socotesc la hăinuțe la reducere pe care le-am luat eu copiilor mei. La Taco a fost 30 de euro tot ce am luat, ale mele, al lui Cornel, adică majoritatea de aici sunt de la Taco și am dat 30 de euro. Mi s-a părut un preț foarte bun, vă dați seama că era 50% reducere din cele deja reduse, foarte bun prețul. Dacă stau acum să mă uit, de exemplu, bluzița care v-am zis că a fost 2,99. Ah, mi-am adus aminte de ce, că vedeam acum că am plătit mult mai puțin.
De ce? Pentru că la casă, la Taco, avea un fel de afiș că dacă te înscrii la el, la ei client nou, primești 5 euro reducere. Așa că imediat cât ea mi-a pregătit hainele, eu am scanat acolo cu telefonul, am dat e-mailul și numele și am primit pe e-mail o reducere de 5 euro pe loc la casă. Așa că da, 30 de euro și trebuia să fie 35, că am avut și reducerea aia pe loc. Multe haine, uite, 88, 88, 88, 1,33, 1,33, 2,22, 2,67. Cel mai scump a fost pantalonii lui Cornel, 6,69. Am să-i scot ochii. Și pantalonii Emiliei, 3,56. Astea au fost. În rest, 3 euro. Ce mai vrei? Haine la 3 euro. Și sunt bumbac, sunt calitative. De asta mi-a și plăcut. Le-am cumpărat. Și sunt bumbac. N-am mai făcut ca atunci la Taco, când am luat numai dintre astea din elastan, la a doua spălare erau scămoșate, ziceai că le avem de 10 ani. Și o să mai caut, mai ne trebuie cei drept, o să mai profit de reducere dacă mai sunt, dacă nu, în orice caz, pentru Emilia o să mai facem un vlog, un haul, dacă vă interesează. Așa că nu uitați să dați un like acestui filmuleț ca să știu dacă vă plac haulurile noastre de haine, de orice fel. Lăsați-ne un comentariu. Dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați și vă mulțumim pentru tot sprijinul vostru, pentru orice vizionare, like, comment, share și ne vedem în următorul filmuleț. Pa, pa!